Omul de afaceri Sorin Strutinski, inculpat într-un dosar DNA alături de fostul primar al orașului Constanța, Radu Mazăre, cere anchetarea șefei DNA. Afaceristul o acuză pe Chiuveș și printre altele că s-a implicat personal în activitatea de urmărire penală, fapt prin care i s-a încălcat dreptul la apărare și la viața privată. Sorin Strutinski îi aduce acuzații grave șefei parchetului anticorupție. Acesta a formulat o sesizare către inspecția judiciară în care solicită cercetarea disciplinară pentru comiterea unor abateri. Plângerea afaceristului apropiat al fostului edil de Constanța, Radu Mazăre, vine după ce în presă au apărut mai multe informații despre modul în care DNA și SRI au lucrat în dosarul în care este inculpat împreună cu Mazăre. În acest dosar, Strutinski este acuzat de luare de mită. În calitatea sa de procuror șef al DNA, doamna Laura Codruța Căveși s-a implicat direct în activitatea de urmărire penală desfășurată de procurorul de caz și a dispus măsuri procedurale pe care codul de procedură penală le dă în competența exclusivă a procurorului de caz, scrie în plângerea depusă de Sorin Strutinski, iar acuzațiile nu se opresc aici. A urmărit să obțină cu orice preț prin autorizare ca SRI să desfășoare activitatea de urmărire penală, indicii pentru arestarea și trimiterea mea în judecată. Atât a obținut, indicii, ulterior și probe, doar indirecte, culese cu ajutorul unui organ neabilitat legal. Afaceristul mai spune că prin măsura implicării în ancheta unității SRI, Chiuveși a facilitat acestui serviciu accesul la informații secrete de serviciu, dosarul fiind în faza de urmărire penală. Strutinski o acuză pe șefa DNA că i-a încălcat brutal dreptul la securitate juridică, la apărare și la viața privată. Atât eu, care nu aveam nicio calitate în dosar, cât și persoanele din anturajul meu, și ei fără vreo calitate în cauză, și supraveghetorii aleși fiind practic sub atenta, dar nelegală supraveghere a SRI, se arată în plângerea afaceristului.